Bună ziua și bine ați venit! Întrucât suntem majoritari, deschidem ședința ordinară convocată de domnul primar. Supunem la vot procesul verbal din 25 a 10-a. Care eu am adus la n-am fost atunci, n-am aprobat atunci? Da, da, atunci eu l-am adus la cunoștință, dar nu vi l-am și transmis la materiale. Acum a fost nu și la materiale de astăzi. Ați aprobat și atunci, dar dacă aveți ceva, de... dacă sunt discuții. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, e prima ședință ordinară după ședința de constituire a Consiliului Local Balcani și aș vrea să depun jurământul azi, conform legii. Având în vedere faptul că eu n-am primit nicio hârtie oficială, nici de la judecătorie, nici de la prefectură, nici de la primărie, în alt sens, vă solicit să depun jurământul azi. Dacă aveți vreo hârtie prin care să-mi demonstrați de la judecătorie sau de la prefectură că nu pot depune jurământul, vă rog să-mi prezentați. Eu, singurul act oficial pe care îl știu, este hotărârea judecătoriei Moimeș prin care am fost validat consilier. Dacă îmi permiteți, local. Zici, dumneavoastră ați fost validat consilier local, dar nu v-ați prezentat la nicio ședință. Așa. Nici la cea de consilier, trimis... nici la cea de a doua ședință. Da, și ați trimis acele justificări. Ce mi-ați trimis? Ce mi-a spus? Că v-am întrebat ce să vă trimit. Păi nu, eu hotărăsc ce trebuia să-mi trimiteți dumneavoastră. Eu am spus că vă trebuie o dovadă prin care să faceți... V-am trimis o dovadă. E insuficientă? Dar acea dovadă... Nu se încadrează conform. Bun, dar e insuficientă, vă mai aduc. Ce aveți nevoie, exact? Păi domnul primar va da citire la ședința anterioară. Doamna secretară are nevoie în instanță. Păi care? Aveți vreo hârtie? Păi stați că am citit articolul pe care l-ați invocat dumneavoastră. Nu eu. Articolul, păi dumneavoastră l-ați citit. Articolul spune așa. Prin excepție de la dispozițiile alineatului 7, consilierul local declarat ales, care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a Consiliului Local. Nici nu spune. Dumneavoastră mi-a spus când am venit din străinătate prima dată că nu pot depune pentru că e ședință de îndată. Așa mi-a spus. Că trebuie să fie ședință ordinară, să fie filmată. Mă rog, continui cu articolul de lege. Sunt considerate motive temeinice. Da. Domnul primar a citit spitalizarea sau imobilizarea la fapt, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în interes de serviciu. N-a citit mai departe. Mai departe se specifică evenimente de forță majoră, cum ar fi catastrofe sau alte situații care au împiedicat deplasarea, deces în familie, ori alte situații similare. Ce aveți dumneavoastră nevoie ca să fie valabile actele alături de ce v-am trimis ca să fie valabile actele? Unul dintre acelea motive care le-ați făcut. Contract? Veți putea să aduceți un contract? Da, bineînțeles, mi-ați cerut așa ceva și nu v-am prezentat. De serviciu. Nu nouă trebuie să ne aducem, dar în instanță. Bă, dar ți-au trimis-o, ne-au trimis-o. Dar aduceți-mi hârtia. În interesul, instanță, uitați, hârtia, da? Doamna, ia să vedem. Cum ia să vedem? Semnată, parafată? Ioni, eu spun ce semnată, parafată. În interesul. Soluționării cauzei civile, ce formează obiectul dosarului număr 6.1, așa, așa, având ca obiect validare mandat consilier supliant, vă solicităm să depuneți la dosar urgent următoarele înscrisuri. Cazier Judier, adverință că este membru PNL, declarație că nu are... Domnul primar! Dar m-ați mă lăsit, citesc, pe urmea îmi spui că nu merge de tot. Declarație că nu a renunțat la calitatea de membru PNL pentru numitul Busioc Ionuț. Ce spune? Ce solicitare de punere înscrisuri, da. Nu este pe numele meu. Următorul de pe liste, supliant. Arătați-mi hârtia în baza căreia nu mă lăsați să le pun jurământul. Vă duceți la judecători. Am fost. Și rezolvați-vă problema. Nu, dumneavoastră, eu sunt judecător în jurământul. Eu nu împiedic pe nimeni. Ba. Eu fac conform și este abuz în serviciu. Vă dați în judecată. Și nu, eu nu am de ce să vă dau în judecată. Păi, sau eu știu legea. Dacă legea așa spune că e abuzul meu în serviciu, că nu... Nu primarul de alegi consilierii. Nu, dar m-am împiedicat să depun jurământ. Eu te-am împiedicat de pune, le-am masa, păi depun în ce... Puneți-mă în baza a ce nu-mi permiteți să depun jurământul. A hotărât. Aia nu-i adresă de la judecătorie, ăla este un e-mail. Nu, n-are număr de registrare, n-are nimic. Da, aia e o vrăjeală.
Și pe care vă bazați dumneavoastră abuzul în serviciu pe care îl faceți. Bine, putem începe? Deci păi se poate depune jurământul. Nu se depune, domnule, noi avem ședință. Păi în baza ce? Este un proces pirol care trebuie să-și rezolve problema. Ce problemă? Facem circ aici, adică parcă primarul, secretarul pune consilierii PNL sau... Domnul primar, care este problema? V-am spus, aveți nevoie de contract, vă duc contract. Nu mi-a cerut doamna secretar. Nu-i nevoie de niciun contract. Trebuia la primele două ședințe să te prezint. Nu e adevărat. Eu am motive temeinice pentru care am lipsit. Exact, noi am trimis la judecătorii, judecătorii au decis. Ascultați-mă, eu v-am trimis. Judecătoria, nu primarul sau secretarul. Eu v-am trimis ceea ce mi-a cerut doamna secretară. Dacă avea nevoie de ceva suplimentar, trebuia să îmi specifice. Nu este de ajuns ce mi-a trimis. Doamna a ales să nu mai răspundă la telefon. Da? Și trebuia să-mi spună, domnul Barna, ce mi-ați trimis dumneavoastră nu e suficient. Am nevoie de un contract de muncă, de un contract de colaborare, de un contract... Necunoașterea legii, nu, da? Nu mai vorbim noi să trebuie. Trebuia să-mi ceară acte, da? Nu mi-a cerut. Dar nu secretarul a cerut. Nu, doamna secretară, dumitare trebuie să vii la ședință să depui jurământul. Ce spune așa? În prima ședință, dar nu la două. Am avut probleme și n-am putut ajunge. V-am citit acum articolul de lege. Da. Prin excepție, consilierul local ales, care nu a putut ajunge să depună jurământul, depune la urmă la ședință. Păi sunt motive foarte temeinice ce am avut. Că-i cumpărat electros, că-i cumpărat electros, ca să mi-ai trimis o factură, că-i cumpărat electros, nu la stabilire. Asta nu i-a trimis la instanță, să decede instanța, nu primarul sau secretarul. Doamna secretară mi-a spus în felul următor. Orice tranzacție bancară, orice factură pe numele dumneavoastră, orice act prin care să dovediți că nu ați fost în țară la momentul respectiv. Nu mi-a spus să atașez și un contract de colaborare sau un contract de prestări servicii pentru care am fost eu acolo. Nu trebuia să spun. Secretara spune conform legii. Secretara este juristul primăriei. Da, și o făcut adresă la fiecare. Eu am vorbit la telefon și mi-a spus faceți un abuz. Dacă este abuz, suport consecințele. Nu are scopare. Deci eu vă rog să mă lăsați să depun jurământul și să nu continuați cu circul ăsta, că... Nu-i circ din partea mea, e circ din partea ta. Din partea mea? De ce? Cunoști legea și știm destul de bine cum stăm și... Eu văd legea ce spune și eu am respectat. Dacă instanța mi-a trimis e-mail pentru Busuioc Ionuț. Am trimis adresă către Busuioc Ionuț. Nu mi-a trimis... am trimis înapoi la instanță. Luni ați avut proces, cred că nu știu. Da? Ieri au avut proces, da? Ați avut proces. Ce proces? Vis-a-vis de cazul ăsta. Acum trebuie să trimitem pentru următor. Domnul primar, eu nu am primit nicio hârtie oficială, nici de la judecătorie. La partid nu ați respectat nimic procedural. La partid nu ați trimis nimic. Nici o hârtie oficială n-ați trimis la partid. Noi am trimis la partid, dar ce treabă am eu? De la judecătorie nu am primit nimic. Cu toate că eu trebuia să fiu, fiind în cauză, primul științat. Domnul Barna, aveți o problemă. Deci dumneavoastră ați parcurs niște pași procedurali făcând abuz de funcția pe care o aveți. Și influențăm treaba secretară. Nu-i treaba primarului, treaba judecătorii. Asta nu înțelegi tu. Nu-i treaba primarului și a secretarului. Înțeleg, este un proces pirol, lasă să termine procesul. Bun. Păi până... Să vă dau alt caz. Da? Sunt oprit de poliție și mi se ia permisul. Dacă eu fac contestație și durează 2 ani procesul, interminte. 2 ani de zile dacă durează procesul, eu conduc domnul primar, da? Aici deci dumneavoastră trebuie să mă lăsați să depun jurământul și la soluționarea cauzei, când judecătoria spune domnul Barna pleacă acasă, atunci eu nu mai sunt consilier. Eu asta văd prin adresa de la primar. Nu, dumneavoastră faceți abuz de funcție și de lege. Bine. Eu am venit la ședință și vă cer să mă lăsați să-mi depun jurământ. Este prima ședință ordinară a Consiliului Local după Constituire. Faceți contestații la ceea ce... Dar nu e nevoie să fac contestații nicăieri, am fost și m-am interesat.
Eu am zis că dacă vei următorul, depiliști următorul, m-am gândit că asta urmăriți, nu depună nimeni. Așa, ia de la început. Eu nu o să fac contestații împotriva ta. Eu nu o să fac. Teatru ăsta... Dar eu nu pot să trec peste judecător. Nu, nu. Dumneavoastră ați trecut... Judecătorească, nu mă tărești judecătorească. Ați abuzat de lege. Da, deci nu... Nu ați luat în considerare ceea ce v-am primit. Nu dovadă. Ce dovadă să prezintă, doamna președinte? Dar prezentați-mi dumneavoastră dovada în baza căreia nu sunt lăsat să depun jurământul. Mergeți la un juriu și o să... Domnul viceprimar, vă auziți? Prezentați-mi dovada în baza căreia nu mă lăsați să depun jurământul. Baza, hârtia. În baza, hârtia oficială, da? Domnul primar. Bar la ordonanță 57 din 2000. Domnul primar, aveți o hârtie semnată, parafată de judecătorie? O să fie când să terminăm? Nu o să fie, așa... Să... Da, vorbim, hai vezi, povești. Da, eu nu vorbesc, hai vezi, nu-i treaba mea, da? Deci, asta dacă... Eu nu am nicio problemă, dumneavoastră... Deci a trebuit lăsat membru... Nu mai ținem mâna sub fundului, că n-are dreptate, și știe și el discutit. Nu are dreptate, că nu-i treaba primarul ca secretar. Am întrebat și un judecător. Eu n-am întrebat judecător, eu am trimis dar... Orice consilier care depune ulterior jurământul poate face asta în prezența secretarului și a primarului care a fost validat deja de prefectură. Nu vorbiți în necunoștință de cauză. Consultați legea. Dar ce? Când a depus domnul Fănică acum 7 ani jurământul, a venit în reprezentant de la prefectură? Sau când a depus consilierul domnului Gânga Ieronim jurământul, a venit reprezentant de la prefectură? Când avem hotărârea judecătorească definitivă, vii și depui jurământul. Păi și până atunci de ce nu-l depun? Fiindcă nu-i legal. Fiindcă nu vreți dumneavoastră. Nu că nu vreau eu. Depune jurământul. Dar vă asumați. Avem dovadă. Eu vreau să depun jurământul, dar conform legii. Aduceți Biblia și să haideți să depun jurământul. Eu s-am cumplit pe jurământul, dar eu vreau să le spun. Luați și la mijloc. Stătrâmă, ea a dubit. Aduceți, l-am zis. Da, că deja nu-i prea mult. Bun, deci dumneavoastră v-a sunat ca președintă de ședință. Nu aveți niciun act prin care să dovedeți. N-am niciun act, eu am hotărârea judecătorească prin care am fost validat consilierul. Ce faci, mă, ce faci? Asta este adică. Doamna președintă, vă rog frumos, dacă vrei, dacă vrei să-mi spui de mine, dacă vrei să-mi spui de ședința Consiliului Local cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcan și a listei de investiții pe anul 2024. 2. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan, județul Bacău 2024. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personal contractat din aparatul de specialitate al primarului Comunei Balcan, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de longevitate a unui premiu din bugetul local al Comunei pe anul 2024 persoane care au împlinit în acest an vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor statelor locale, taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2024. Și mai avem la urgență, dacă sunteți de acord, încă un proiect. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani în Consiliul de Administrație a Proiectului Unitare numărul 1 și din Comisia pentru Evaluare de Asigurare a Calității de anul 2024-2025 și în continuare, doamna deputată, aprobarea rețelei școlare. Da.
Deci eu nu pot să fac. Care sunt de acord, sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă sau abține? Da. Bine, mă luați la numărat la vot sau nu? Că nu mai înțeleg. Validat de judecătorie, mi-a lăsat nu de conjurământ cu domnul primar. Deocamdată nu sunteți consilier cu deputat. Părerea dumneavoastră sau cum? Judecătoria a zis că sunt consilier. Trebuie să ai de fost conform lege, da? Ia începe. Da, nu? O să vedem în judecătorie. Proiectul de privire rectificarea bugetului local a Comunei Bacan pe listei de investiții pe anul 2024. Cum s-a alocat suma de 10 miliarde 78 de lei? Dacă nu sunt discuții pe marginea acestui subiect, spunem la vot. Dacă sunt discuții. Nu au ridicat nimic. La salarii, la... Unii am avut datorii. Mare. Poate pentru recuperarea unor, știu eu, protocoale, campanii electorale sau grătare care le-ați făcut pe... Nu am înțeles. Deci sunt sumele prea mari pentru bugetul de rectificare bugetară. Și la partea de cheltuieri, sunt capitolul unde merită... În loc să-i bucă, avem bani, tu spui că sunt prea mari. Dacă aveți bani, de ce nu plătiți curentul tocmai? Păi țineți în beznă de 2 ani de zile. De 2 ani de zile țineți comuna în beznă. Dumneavoastră, la diverse discuții. Ai, serios. Banii ăștia vin de unde? Din bugetul comunii, nu? Da. Dacă venea ieri la ședința de comisie, Dacă nu mai sunt, mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot acest proiect din ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține împotrivă. Proiectul privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Bacan, județul Bacău. Am înțeles că la urmări sunt comisii 8.800.000 de lei. Nu e obligat să-i cheltuim pe toți. Poți să iei pachetele care am luat în calcul în jur de 30.000. La mascați, la murătorile ăsta, în jur de 5.000, colindători iar 10.000, colindătorii vin de la biserici, ca fi italian, și vă fac 10.000 și acolo. Dacă mai rămân bani, rămân pentru planul, un cont de rezervă. Da, discuții. Da, domnul Bortoș. Da, m-a ridicat dinaintea dumneavoastră. Da, deci asta vreau că suma este mare. Eu aș fi de acord cu un amendament de 50 de lei. Ar fi suficient pentru... Și
și restul putem să-i folosim în altă parte, în alte scopuri. Cheltuim 50.000 dacă atâta o să fie, nu știu. Dacă vin, dacă vin 10 cete de mascați, cum e la noi, dăm mai la 5? Consider că știu cât ai făcut, deci 50.000 ar fi suficient. Îți bani pentru tineret care săraci vin pe jos din frumoasa, de pe schi, de pe ăsta, și mulți veniți dumneavoastră la pe 31, atâți vieți care ta să merge. Și atunci, hai să-i luăm la mișto, 1.000 de lei, da? Hai să-i luăm, că vrea lui Bortoș, nu-i mai dăm 2.000 sau cât vrea, îi dăm 1.000 de lei. Anul trecut, la aceasta de frumoasă, i-ați dat 1.500. Cum? La fiecare, atâta, acum, anul ăsta dăm mai mult, că așa a fost bugetul. Anul trecut, așa am aprobat, cum ai spus tu, 500. 1.500, dar e extra, e prea mult. 15 milioane? E așa ai zis. Păi da, atâta. La 15 milioane? Da. Eu consider că e exagerat, la, exagerat. La 30 de ieși câți au bătut picioarele? Da, nu, da, e mult. Dar sunt foarte mult, câți ar trece? 30 și ceva. Da. Nu contează. Așa, nu e mult. E așa, foarte mult. Așa, la casa omulză 2 milioane. Da, e foarte mult. Da, mai sunt discuții, domnul bucătar? Aș fi vrut să fie menționat aici suma maximă cât ar fi un pachet de ăsta. Maximă. Poate nu ajungă și 80.000, poate trebuie mai mult de 80.000. Am zis suma maximă, vreo 4.000. Dar ar trebui menționat în hotărâre, din punctul meu de vedere. În hotărâre nu este. Știi că am zis când te duci la RAP, la metro, și pui vezi prețul din uliști, crezi bine. Corect. Dar noi putem stabili o sumă maximă, zicem, nu știu, 30, 50, o sumă, nu contează. Punem o sumă maximă și posibil să cheltuiți mai puțin de suma aia maximă. Dar eu am pus 45. Eu aș vedea logică să fie suma inclusă în hotărâre. Dacă e... E 45? Eu sunt de acord. Nu propuneți, dar nu era aici o sumă și de asta nu întrebat. Nu. Când n-am știut că nu știi ce ai, te duceam. Nu e așa, domnul primar. Nu e așa. Nu e așa. E ca așa. Poate fi inserată în hotărâre. Când proiectul este acum aici așa, dar în hotărâri se poate menționa. Și proiectul, că doar hotărârea vine după proiect și nu-i punem o sumă. Acum menționați și în hotărâri punem suma. Ținem cont și de propunerile dumneavoastră. Hai să nu mai... De acord. Trebuia să veniți pregătiți aici. Veniți cu propuneri și atâta punem. De cât vreți să punem din persoană? Oricum proiectul trece. Oricum trece. Veniți cu o propunere și așa face. Nu, eu așa aș fi făcut, sincer. Și așa făceam. Mă duceam, mă interesam cam cât ar costa un pachet, cam cât costă, eu știu, ceata de X, ceata de la Y, cât trebuie să dăm la biserică. Și veneați aici și specificați în proiectul de hotărâre. Da, asta nu iese. Mai înainte. Da, dar nu iese. Cine este? Nu-i nimic. A, nu te cum proiect. Păi trecem în procesul verbal. Aici e problema. Trecem în procesul verbal. Aici e problema. Și puneți în calcul. Când cheltuiți 800, cum vine? Nu-i problema. Nu-i problema. Eu am considerat în jur de 45 de lei de ies, da? Ce? Foarte bine! 50 de lei, nu suficient. Da, dar să fie specificat. Ce nu procesul verbal și să fie... Posibil să nu cheltui 50. Mă duc așa, 50. Mă duc așa, 50. De exemplu, aici sunt incluse și... Sumele care le dați la biserică din sărbători? Nu. Sau numai la... Hai să le facem acum. Numai la colindători sau cum? Lăsați pachetele care duce la... Am înțeles. Aici am trebuit. Da, da, mai departe. La... cu colindătorii, cu mascasă. Așa. Vin când 7-8, depinde acum pe schiți facem. Eu părerea mea o sumă fixă. Că este 30-50. Le-am dat 10.000, nu știu cât o... Nu. Sumă fixă de fiecare cean. Că ei vin 20, că vin 30, asta e problema lor. Dacă-ți fac tăsatul așa... Păi da, în așa și noi ce facem? Atunci dăm bugetul și... Da, o sumă fi, doar nu știu. La ce? Nu-i chiar. 30. Nu-i chiar. Eu aș propune nu neapărat suma fixă, dar să propunem între. Dacă vine cea de 20, punem o sumă, dar vine cea de persoană. Dacă punem o sumă. Sau de persoană. Sau de persoană. Sau de persoană. Sau de persoană. Dar să putem să... Cât dăm de persoană? Am așa, da, la persoană. Dar eu nu. Sincer, mai mult de 30 de lei de persoană, eu nu. Puțin. Domnul Rați. Nu vine nimeni pentru... Nu mai muzica le-a o sumă de persoană. Că și așa vin buchiciuri. Și ceilalți care vin din altă parte. Nu mă că trebuie să plătească oboseala lor și medicamente. Te duci de plăcere. Am și eu copil în cealaltă. Dar mai este o chestie. Dumneavoastră știți că cei care fac și organizează trebuie să plătească o taxă la primărie? Știți asta? Da. Promovează. Bun. Unul. Doi la mână. Ei, Rață a fost primul care n-a mai perceput această taxă și am dat noi bani. Ei, nu-i corect ce să faci. Nici atunci, nici acum. Așa că ei, dacă vin de plăcere să facă, pentru că promovează tradițiile, asta vor practic, nu? Și colindă pe cei care vin acolo. E o sărbătoare, într-adevăr,
pe plan mondial, nu că pe plan național, și atunci vin și din plăcere. Și din plăcerii, dar vedeți, muzica costă. Atunci s-a achit din primăria muzica care... Păi nu, trebuie să plătească și eu anumită taxă. Taxa de compozitor. Sigur. Nu, dar nu se mai face, nu. Nu merge cu taxa, e taxa, am eu taxat mâine, ceilalți primari, știm ce voi. Știm, știm. Atunci o să se renunți la tradiții și nu o să mai fie nimic și... Noi știi ce facem acum? Votând pe persoană, nu contează cât, vine, nu contează cât, că e 80, că e 50, care face de acum aceasta, nu, nu ne mai chinuiți să facem dansurile ca lumea. Noi, noi să rapolăm cât mai mulți. Hai să punem 3 din casa asta, 630 cu 60 într-o echipă. Da, și asta e... Și 6 ori 8 e 48 de milioane, trebuie să-i dai că e hotărâre din consiliul local. Hai să restricționăm. Și găsește și tot. Depășește 15 nu mai e. Lasă o ia dintr-o echipă în alta. Ia hai cum. Așa faci. Se duce până în drum ca ce e posibil așa. Ca așa ce e. Dar stați o leacă. Doar trebuie justificați acești bani și de tabia semnătură cu comandanții și Dumnezeu sau șefii din grup. Trebuie să vină cu tabelul și atunci dacă se după aia și o semnat. Mi-ai dai bani? La grupa de înainte. Vine și la urmă. Păi nu-i mai dai. Nu-i numărăm, avem atâta. Dar nu sunt așa mulți care noi ne facem acum mereu că nu-i vorba că sunt așa. E vorba de legalitatea hotărârii. Eu aici pun problema. Am înțeles. Nu de cât să dă, cât vin. Așa e la am formulit la cât dăm de persoane sau cât dăm de... Dar nu, eu dau problema. Discutăm. Discutăm. Discuții. Nu s-a specificat exact. Nu ne contrazici. Până 10 aia, atât e nipăjul. Maximul până la 15-20 de persoane. Și dacă au fi 5, tot atâta le dai. 40 de persoane, treaba ta. Da, corect, sigur. Treaba ta, atâta e maxim. Da, atât. Și ar veni 15-5, ar veni în jur de 15 milioane. Da, da, și gata. Câți 30, tot 15. Dar nu a trecut proiectul. Dar proiectul nu s-a votat.
Nu s-a votat proiectul. Doamna Biști, doamna Biști, acum vedeți să știm tot. Când vin la frumoasa așa să cete și cu o bundiță și cu, eu știu, canac. Adică, la frumoasă eu sunt grucea. Dar nu, deschiți. La schiți sunt două, la Ludașuna și la Balcaniu. Astea sunt cetele, nu-s mai multe. Și ăștia-s copii, nu-s mai mulți. Păi ne facem ca parcă ar fi venit să vedem în Bacău. Și atunci de ce nu le dați 50 sau 80? Păi asta am zis. Da, vin, da, mă rog, faceți cum vreți, mă rog. Nu cum vrem, spuneți viață, că nu e o decizie. Nu e o decizie, spuneți cum... Până acum cum s-au desfășurat în anii anteriori și n-au fost discuții, să poate merge exact... Da, doamna Pisi, dar să creează un precedent. Cine spunea gândia sau nu știu care, acum vin câte 40-50 și în jur să duc acolo și ei știu că e un bar. E nici chiar așa. Și ce spunea doamna director? Da, stai să promovăm, dar să promovăm valoarea. Nu n-o valoare. Dar mi-ai spus ce nu-și faci de figurile acolo și dai o grămadă de bani, nu dansează, nu faci nimic. Mai vine, nu știu ce, cu doctorul și cu o capră și un câine mor și iarăși. Așa le-am auzit o priză, ăștia. Doamne, și acele au spiciu, au farmecul lor, și acele. De acord, dar totuși trebuie ajutați, degeaba, că n-ai cum să fii mai mult. Nu o să mai vină deloc. Ilau, mai puțin bote de șoară. Dacă vine aia de la frumoasa, 40. Și poate 20, și vin 20 în 20. Și tot aia. Și atunci o să câștigi într-un trup. Și o să câștigi într-un trup. Și o să te vezi certă. Dacă la o trupă de 40 nu se dă mă. 20 la ziua din vârte mai. Tot la banii ăștia. Eu odată pe an să completez ceva. Da, spuneți. Și era frumoasă, dacă sunt 40, să-mi facă 28 bani și ei. În fiecare an, în fiecare an a fost probleme cu cadourile la copii, cu plăsuțe. Deci, că se pune 45 sau 50 de lei, dar să ajung la 50 de lei, nu contează, poți să fii mai mult. Chiar ar vrea să nu mai fie discuții, plăsuțea se pune să aibă produse de calitate. Cine merge să nu facă. Nu contează că sunt două locuri și nu sunt patru. Contează mult. Bune. Când e vorba de 24, contează mult. Nu, dar nu mai este așa. Rog să țineți cont de calitate, că sunt copii și le afectează sănătatea, domn primar. Lăsați plasa mare și care e plină de euri și de cancer. Puneți niște produse de calitate, vă rog. Am trei copii și doar. Că nu suntem la divers. Păi nu, suntem la proiectele care trebuie să ca și consilier, 8 ani de zile v-am zis să țineți cont de calitatea produselor și v-a durut în dos. Ați spus cele mai proaste. N-am avut reclamație. Lăsați-vă. Deci, cum s-a pus problema să fie în jur de 50 de lei, nu știu, am impresia cam câte 800 de... 500 și ceva. 500 și ceva. 500 și ceva. 5 ori 5, 20 de milioane. 30. 4 ori 5, 35. Da, da. 30 și ceva de milioane. Deci e aproape jumătate din suma propusă. Deci, 350 de milioane. Și de asta, dacă totuși sunt bani, hai să facem că... Știți că a fost o problemă cu copiii care nu s-au mai dat într-un an de bună și local și a spus dumneavoastră și care... Chiar atunci au fost discuții. 35 milioane, 35 milioane. Acolo nu a fost la urător, nu a fost discuții niciuna. Să știți că din discuțiile, mă rog, ce s-au prinsat, într-adevăr trebuie produs de calitate. Nu mai contează numărul. Și cât de mult este. Pe bune acum. Și eu chiar voiam să discut cu voi. Dom'le, 6 produse, dar bune. Că nu contează cantitatea. Nu contează, nu mai se discută. Vedeți și la masa sau cine dă pachetelul la școală. Jumătate îl mănâncă, jumătate îl aduc la câini. Dacă fiecare după starea socială, după bugetul lui, dar jumătate mănâncă, de acord. Păi dacă tot, ar vin și o idee. Da. Dacă nu pot să... Dacă tot sunt domnii directori, pentru ele, domnule, haideți după cumpărături împreună, că okay. O zi amândoi și da, împreună. Da, împreună și alegeți. Foarte bine, pentru mine tot aceeași. Foarte bine. Eu propun altceva. De
ce nu putem stabili în cadrul comisiilor? De ce trebuie să mă duc eu neapărat să le spun? Vedeți acolo ce... Da, să faci locul. O ciocolată Milka sau un biscuit... Dar care e diferența între ciocolată Milka și, nu știu, alta... Africană. Este. Nu, dar uitați-vă la... Nu, acolo trebuie să ne că dacă aduc Milka, deci e cu lapte și nu cu de care. Deci, mergem acolo, ăsta e bugetul, uitați-vă pirat, unii la orice. Domnul Lucă, cine e, domnule? E un consilier de acolo, unde acolo la noi, nu, că noi nu mergem nici unul. Și încântări și să rezolva problema. Și nimeni nu mai zice nimeni. Dar de domnul director, fiindcă sunt director de școală, poate să-și alivea. S-a rezolvat, făcut. Avem de gând să o votez, punem la vot această clasă aceea, da, la fel. Da. Cu mențiunea că trebuie să o votăm. Deci, doamna secretară, specificați acolo, nu? Da. Ce mai nu... Deci specificați în procesul verbal ce am... Păi da, nu. Și la ce? Deci până la oricum o rămas o sumă stabilită, o s-o spus așa, la pachete s-o stabilit 50 de lei. La pachete, dar la pachete. Maxim, la 50. La ce? La ceti... În funcție de număr. În funcție de număr, exact. Da. Domnul primar, sigur, și cum e exact. Păi, tot vine cu 80. În funcție de persoane. La vot, supus. Vine mai puțin, mai mult. 50 de lei la toată lumea și nu mai aveți nicio problemă. La copiii mici, de acolo... Tot 50 de lei și cu asta basta, că e mare, că e mică, că vin tot aceia. 50 de lei de persoană, supuneți la vot dacă e disupus, da. 50 de lei de persoană, ori... Da, ori pachetul de la școală, ori de la școală, să se rezolva problema. Mai suplimente? Mai vedem dacă e... La colindătorii de la biserici. Hotărâți. Cam mulți bani acolo, da. Sunt toate mult. La biserică e altă. Dar nu mai zic nimic. Păi bun, dar atunci nu mai putem compara. Dar nu, dar nu stai stați un pic. Tot 50 de lei. Eu am... 50 de lei. Dar nu mai puteți compara cu ăla care joacă 30 de lei. 50 de lei. Dar nu mai puteți compara cu ăla care joacă 30 de lei. Un leu 60. La colindători am dat câte 15.500 de lei. La biserici. Da. Ei, aici era o problemă, în 2016. Știți că banii tot la biserică se duc. Da, da. Da, în 2016 sunt, vineau colindători din fiecare parohie. Dar și în ziua acum avem preoți. Și au fost colindători, am trebuit. Bine. Ei, și aici se poate pune o sumă fixă de fiecare, nu? Ei, de obicei de 4, 5, 6. Se trebuie aici să zic la frumoasă, așa de ce e jumate din biserică. Nu, nu, aici pe biserică. Biserică, pe biserică, pe biserică. Aia s-a zis, până am dat câte 5. Cât avem și un lucru fix și atâta. La biserici la fel. Banii noi nu avem mai bine, nu avem mai bine. Dar dacă vine unul străin, ce faci? Ce faci? Rămâne de aici. Deci că am avut într-una de la Câmpieni, Ce faci? Atunci am dat din buzunare. Păi de ce mai dai? Puneți acolo tot 50 de lei. Tu să știi. Eu v-am zis de la început, e posibil să-mi facă această sumă asta. Posibil. Da, situații nu trebuie. Trebuie luat în calcul toate situațiile. Da, ce 1500 lei de biserică. Dacă am zis suplimentăm, dacă nu dacă nu. Știi ce se spunea pe vremuri și cum punea primarul?
Are nu pot să mai zicea altceva. Nu pot să mai zicea și mai ziceau și altceva. Da. Acum ajungem direct să câștigăm buget. 30 lei, eu am cu 30 lei. La ce-i strâng 30 lei? Iar, de persoană și gata. Pe străini. Nu, mergem cu 50. Mergem pe 50? Străini. Am trecut cu aia, cu ăsta, cu biserice, cu 1500 de biserică. Acum suntem la biserică, 1500 de biserică. Anul trecut, ia să-ți de 6 ori, doamna, zic de frate. Cum? O, scris. La treaba asta vreau să o fiu cu hotărâre. Hai, hotărâre, să-i prezentat. Și procesul fermoasă. Iar se propune să cu datorii, ai dat-o în bar. Rectificare. Care bugetare? Nu e cu rectificare. Cum adică? Ai datorii, tu dai, nu-i mai dai toți banii, dai jumate. Nu poți. Dar cu tu, dacă duci la decenul și cu 1 milion, când duci cu banii, dai 800 de bani, nu poți să ce? 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 Nu mai avem. Mai sunt altă. Am zis la biserică. Alte discuții la proiectul ăsta. Calitatea la pachet. Nu, dacă s-au întâmplat discuții, dar de directorii merg la cumpărături. Supunem la vot acest proiect. Dacă nu e calitatea, aveți cu cine trage. Cu propunerile. Cu propunerile pe care vor apărea în hotărâre. Cerere de doamnă Vara. Cu propunerile. Scapa domnul prima. Calitatea. Dar nici nu mă duc. Toată lumea pentru împotriva țineri. Toată lumea pe. Prede privind, privind aprobarea salariului de bază pentru funcții de publici. Nu, că o să fie treaba bună. Păi aici ideea, să fie discutat de partea, să vedem ca să nu mai fie probleme. Discuții pe marginea acestui subiect? Este o ordonanță de iunii trebuia. Nu particip. Eu am trecut trebuia. Dar s-a plecat de iunii și iunii. Deci e ordonanță. N-am avut bani preși la buget, acum nu dăm din urmă bani. Încât salarii. 10% din urmă bani. Am să o bătesc. Vin că vin câte 100 din ei. Persoane 200. Domnul Rață și domnul Găbureanu nu participă la vot. Am o întrebare. Deci, ăsta 10% am înțeles că trebuiau, deci, majorat salariul net. Nu a fost doar la buget. Mi se pare prea mult 10 acum. Eu am fi 5 acum. Asta e ordonanța ta. Este 5 la. Deci, a fost 5 până în septembrie și 5% după septembrie. Noi acum am ajuns la aia 10 care spune așa ordonanța. Păi, a 5 nu s-o... Da. Nu putem să dăm sub ce zice legea. Legea nu spunea că până la 10%. Legea zice 10%. Ăștia să-i dai. Așa e legea. Ce până la 10%? Nu-i poți de bani. Păi merge unul așa. Păi și ce faci? Dacă nu-i să facem reforma, aici e important. Pentru a legea, nu-i poți de bani. Nu-i apropat. Punem la vot acest proiect. Cine este pentru... Domnul Rață, nu. Scuze, mă gândesc problema. Problema este că dacă inflația oficială e 5, de ce nu dețează? E 5-7. Care e realitate? Împotriva. Noi nu pentru PSD, la Balcani. Proiectul de reprivind acordarea diplomei de eligibilitate a unui premiu din bugetul local a comunei. E vorba de o singură persoană, avem la 103 ani. Cine? Iftinca? Oh, mama aia. Și ce s-o nu propun? Că n-au făcut o soma. Ce să mă propuneți? Că n-ați propus suma. Era 10 milioane. Păi nu, că aici nu-i pus. Nu, nu sunt de milioane? Nu, 10 milioane. 1000 lei? 1000 lei, da. Bă, Vasile, că i-are bani. Cu baba la 100 lei, i-a... Îi dați 1 milion și trecea ieșteți de la primărie. Bunicul Vasilica? Soacră. Soacră, 5.000 de lei. Băi, tu te-ai făcut pata soacră. 50 de milioane? 50 de milioane? Da, eu am plumbit. Cred că nu-i prea propriteți baba asta. 1000 de lei. 1000 de lei.
Suntem de-ați trăiesc eu 95 de ani să nu dea niciun bani din lege. Domnul German, n-am văzut, a fost toți de aur. N-am mai văzut. Să nu vedeți un bani din lege. Nu trebuie, ar trebui indexată și astea 1000 de lei. Indexă? 10%. Păi nu? Nu 10. Nu 10, pe asta dăm mai mult, 12, 13. Și că avem... Dau eu. Vine taxe din impozitul statului locale, atacuri speciale, altor taxe locale pentru anul... Deci nu sunt aceleași taxe de anul trecut, rata asta de inflație, spune. Coeficientul, da. Coeficientul, da. Domnul Dumnezeu, spuneți-o ceva din... Da. Discuții, discuții. Deci, prima dată m-am referit la o discuție în care am avut-o cu rangurile. Acum văd la Bacar rangul 4, la Frumoasa și restul, da? Frumoasa e rangul 5. Care e diferența între Balcan și Frumoasa? La câte investiții s-au făcut la Frumoasa, pare mi se că... Traiul și ce e acolo e de tot și Balcan. Dar nu e rangul 5 acolo. Era rangul 5 la Frumoasa și rangul 4 la Balcan. Ei, 6. Ei, de ce se plătească Balcanul? Băi, 4. E 6. De ce se plătească Balcanul mai mult ca ăsta de la Frumoasa? Nu știu, rangul 5. Deci, nu-i centru comun. Ce are în plus Balcanul față de Frumoasă? Rangul stabilit în funcție de serviciu. Deci, primării, poliție, poștă, instanța. Hai, hai, dar în funcție fântând. Hai, lăsăm să terminăm. Asta trebuia să o discutăm. Deci, asta nu. Deci, cu cineva din compartimentul respectiv și pe respectiv. Pura asta. Deci, să țineți cont. În momentul când se face, păi, dacă punem Balcanul Frumoasă, eu cred că Frumoasa e mult mai înaintată față de centrul Balcan. Păi ăștia de la Balcan, marginea plătește pentru rangul 4 și aia din Frumoasa plătește pe rangul 5. Ei, totuși, sunt niște bănuți acolo, nu mulți, dar sunt. Deci m-am referit la chestiunea asta. Iar la vânzători ambulanți, am văzut că e 35 de lei e taxa pe zi, în locul special amenajate. Dacă nu sunt locuri speciale amenajate, aș vrea să facem un proiect de hotărâri, decidem unii spațiile ele special amenajate. Asta se înțelege cu locuri speciale amenajate, locuri unde se vândă, nu neapărat să facem o clădiri sau o terasă, sau nu știu. Exact. Da. Venim cu proiect de hotărâri, prin care să stabilim câteva locuri prin comună, unde poate vin din marca abonați. Da, stâlnit. La următoarea ședință să stabilim unii au voie să vândă. Da. Numai de aproape din 300 de metri de magazin, mă domnule. Dar pot să vândă că eu îi fac și în fața magazinului. Da, mai este cineva care supunem la vot atunci acest proiect. Aveți? Suma deci mărirea, eu îmi zic ca mâna, da. E 10,4. Cam mare. Deci mărim salariul cu 10% și impozitele cu 10,4%. Cu rata din inflație. Rata de inflație e 5-7%. Da. Rata e 5-7%, până în 7%. Rata de inflație se ia cea din Martis, care e publicată din Ministerul Martiei pentru anul celălalt. De 2012, e 10,4%. Că se ia cu un an în mărul. Da, pentru că se ia cea publicată în Martie. Nu? Punem la vot acest proiect, dacă nu mai sunt alte discuții. Cine este pentru? Am următor. Cine e împotrivă, abține? Mă abțin. Mă abțin la pozițiile de rol, a mea așa nu fie. Acolo restul și de acolo. Acolo mă abțin. Nu știu ce poziție. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Curii Generale în Balcan și CEA pentru anul școlar 2024-2025. Da, propuneți doi consilieri. Da, propun ca din Consiliul de Administrație fac parte domnul Gânga și doamna Mariana. Da, deci stai un pic. Alte propuneri.
Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot acest, această propunere. Era zic acest proiect. Toată lumea, cred că împotriva abținerii, toată lumea pentru. Propuneri pentru consilierul pentru CEAC. Pentru CEAC, propun pe domnul consilier Vilmar Cornel. Mai sunt alte propuneri? Nu. Cine este pentru? Împotriva abținerii, toată lumea pentru. Mai la diverse. La diverse. Se înscrie cineva la cuvânt la diverse sau nu? Din reclamațiile de pe Vale cu Ponțele, am fost acasă până acolo, a spus că s-o făcă două, numai una. Da, la Tante Aurica cu Luca acolo, chiar nu au ce trece copiii ăștia la școală și vin și prin tuneric. Deci nu mai este punct deloc acolo. Deci acolo chiar deloc, nu mai e nici că e ruptă, că mai are o scândură, că nu mai are spusă două pietre. Dacă s-au dus cu piciorul în bază, trebuie să întoarcă înapoi. Și vreo trei sau patru copii care vin mai la deal la școală. Da. Una ar mai fi la Cioinea acolo și una la... Deci trei punți ar fi de toate care ar fi de făcut, nu sunt mari... Am văzut cu pădurarii, sunt creată niște grine și nu a avut probabil, dar de patru. Da, are Cătălin la Ludaș acolo, aici. Șase grine, din prop. Nici nu vorbești, în calitate de consilier, du-te la Cătălin la Ludaș, dă-mi și mie șase grine. Eu așa fac. În calitate de primar. Dacă vrei să-i pui bine. Da, nu? Da. Domnul Bortoș, aveți cuvântul? Eu vin tot cu problema podului pe Valea Frumoasă. Și n-am să mă las până nu facem ceva. Deci, măcar să-mi dă piciorul, să-i facem ceva, că posibil în iarnă nu o să treacă microbuzul prin apă, când îngheață apă. Știți, și de anul trecut, că ne-am chinuit și cu microbuzul și cu... Da, mai este cineva? Domnul Bucătaru, stați. Ce vă grăbiți? Eu nefiind consilier până acum, când am primit materiale la ședința asta, am vrut să mă documentez puțin, să văd ce a fost să se întâmplă în urmă cu salariile, că erau și salariile. Pe site-ul primăriei nu-i publicat o hotărâre anul ăsta. Deci niciuna. Vă rog să intrați pe site acum, dacă vreți, și căutați la monitor oficial dacă găsiți vreuna. Plus că eu știu că, prin lege, se publică hotărârea, proiectele se publică când pune ședința, plus procesul verbal. Așa că n-am căutat șase, da? Măcar o hotărâre, că nu știam la ce nivel au fost salariile în decembrie. Vreau să mă lămuresc. Trebuie să știi când vii la ședință. Aveam și ședința de comisie. Nu, m-am căutat așa. Am găsit undeva la transparența decizională unde ați dat salariile și mi-am dat seama cumva de acolo. Deși acolo nu corespund că asta e gradația zero, ce propuneți și acolo s-au de gradații. Și angajații sunt de diferite gradații. Dar, cumva, m-am putut lămuri. Ar fi bine să țineți cont, doamna secretară, să apară la timp acolo. Da, da, da. Ei suntem în noiembrie și noi în anul 2024. Pe 2023 există hotărâre. În 2024, zero. Da. O să vină bugetul pe 2025. Eu zic din timp, așa știți. Eu zic doar atât, că restul nu știu. Ar trebui cu ceala de la rețet pe care ați promis de vreo 7 ani, că o să-l modernizați și o să fie asemănător cu cel de la Frumoasă. Na, e cum să fie dimensiunile, sunt ca, cum sunt dimensiunile, dar măcar să aveți în vedere să achiziționați niște aparate, eu știu, și de altă natură, dar astea sunt vechite, aparate de joacă, vreau să spun. Sunt vechite, poate mai găsiți alte soluții și nu neapărat la schimb. Oși, peste tot, știți. Și o licuță pe albumie și acolo investit, că s-au dus pavelele alea, o sărit, le-au mai furat, le-au mai... bănci rupte. Și o să facem. Și că eu am un principiu, nu sunt de acord niciodată cu nu, și dacă vrei, orice poți. Eu ăsta am o călăuzi. De parte, așa este și pentru Sfântul Gedeon. Toboganul e rupt mai bine de 2 ani. Parcul de la școală de s-a luat de totul, cum bănuiesc o să spună la loc. Dar să țină cont să fie îmbunătățite și făcute locurile de joacă cu cap, nu cu risc, pentru copii.
Și poți să mai faceți vreun plus, că nu-i bai, că sunt copii, mai ales în vacanțe. Da, vacanțe chiar sunt. Nu e nicio problemă, nu. Mai ales în Valea Ghezeonului, la noi ca sunt și nu aveau, cu care e urmă din 2 ani. Da, domnul Bărbat. Și am înțeles că mai aveți un dic prins picăsoasă acum? Da. Și unde? La Anastasia, la România. Nu curba aia de la Mirie Paloșoară. Ok. Cam da, bate apa direct în... Mare? În mare. Ia, o să cum trebuie să vă... Da, sunt multifac. Multifac, acolo Barnaș, iarăși mai vin cu ideea cu digul la Rățeni. Ați văzut când a venit apa acum toamnă sau vară-toamnă la biserică la Rățeni? Am avut dreptate. Că eu sunt cel mai în vârstă din Consiliul Local și știu ce înseamnă apă mare. Iar în 70 cred că sunt singurul care a prins apa și unde bate apă. Am venit cu propunerea tot măcar 50 de metri să prelungiți mai la vale, să bată apa în altă parte. De... O dată trebuie să-ți vină în viață. O dată, nu trebuie mai mult. Nu știu, la mine o vin. Celor care ești, la au fost implicat, știi ce, o dată. Și eu nu cred că orice investiție nu-i de ajuns. Sau e prea mult. Cum vreți să o luați? Nu. Ați în vedere, cum vreți. Am mai vorbit, am mai spus, cred că sunt vreo 4 ani, la amicul cum intre în Rățeni. Vorbiți, domnule, cu buldozer, cu buldoz să vadă că știți, unde încurături. S-o tăiat rechita aceea așa cum s-o tăiat. Și treabă de 10 minute atât. S-o fă deformatat șanțul ceala până în părâu. Și nu mai e problemă. Nici rață nu mai zice. Și mulțumit. Botezat. Botezat. La amicul. Chiar acolo stă. Sofronul. Casa aia din Curbia, unde a luat amicul, dar a venit rău. Sofronul. Unii drumul. Chiar cum intră. Unii drumul către pădurii, da. Chiar încă așa, e potezat. Acolo s-o colmatat, șanțul și toată apa o ia pe drum în fiecare dată, dar nu vezi cum crește, vezi și niște răchiți acolo. Bine, eu am experiență, dar sunt tinerii ăștia care vin cu viteză, taie curva și trezești cu el în nas. Să vadă, domnule. Din cod de drum iau unul sau... Nu, domnule, ia primării. Și acolo aia trebuie să zică bă, dar prostie că eu, și am greșit poate. Am dat în schimb, că mă rog, n-am vrut să ne băgăm acolo, i-am dat în schimb în spate la Cămin la Ludaș. Și nu poate să emită pretenții că e pământul ei sau e iar o altcuiva. Ia primărie acolo. Cum am trezit și eu cu o suprafață de teren pe care o dețin de 80 de ani, că ia primărie. Dacă așa, ia primărie, dar de 80 de ani o dețin în familia rață. Asta e. Nu ascult. Da, eu o să vă rog două probleme legate de diverse. Prima a fost pomenită și de domnul Vânca, v-am spus-o și în trecut. V-ați lăudat că aveți bani, nu mai țineți lumina stinsă noaptea. La ora 11 se oprește lumina, beznă în toată comuna. Vii de la Bacău, vii de la satul mare, vii de oriunde vii, când intri în comuna Balcani, beznă. Și a doua problemă legată de microbuz. Cât mai e PNRR-ul ăsta, sunt și domnii directori, poate vă lămurez dumneavoastră, de mine n-ați vrut să ascultați, e o mare problemă. Am fetița care în clasa 7-a stă o oră în fiecare zi la școală ca să aștepte microbuzul, ca să poată fi dus acasă, pentru că dumneavoastră ați refuzat să faceți un proiect, să achiziționați un microbuz mai mare sau ceva pentru transportul copiilor. Trotuare nu sunt, că știm prea bine că nu sunt, că n-ați făcut. Traficul este cum este, nu mai e ca acum 20 ceva de ani când mergeam pe jos până la Frumoasa 4 km și mă întâlneam cu două mașini. Acum două mașini trec în 5 secunde. Și poate vă interesează și de copiii ăștia care pierd o oră în fiecare zi la școală și merg îngrămădiți și microbuzele nu fac față. E o problemă reală în comun. Și v-am spus-o din 2016 și n-ați ținut cu unde. Poate rezolvați să accesați ceva fonduri prin PNRR-ul ăsta și să faceți un proiect să achiziționat un microbuz în plus sau unul mai mare, cum considerați. Dar faceți ceva, că e jale cu copiii. Încă n-am făcut nimic, am achiziționat microbuze, sunt două microbuze în comun. Da, dar au 20 de ani. Totul altceva. Au 20 de ani. Unul mai mare, unul care să nu se defecteze. Noi în fiecare an, deci ne cere și inspectoratul școlar, tot timpul completăm machete cu număr de locuri, cu... Dar nu avem nimic. Deci la nivel de statistică, de inventariere, de, eu știu, identificarea nevoii, în fiecare an se face asta.
Mi spunea doamna general, problema asta a microbuzelor este aceeași peste tot, în tot județul, că anul trecut s-au primit la nivel de județ doar două microbuze. Și noi arătăm în întâlnirile noastre cu directorii, întotdeauna în întâlnirile cu inspectoratul școlar, așa ni s-a spus. Că chiar este o problemă, da? Am avut... Trebuia să fie un primar de Sonii care să fie printre cei care au primit. Primari, primari în toată primari. Țara. Nu mai. Dacă erai cu primar, sigur erau... Sau măcar să avem trotuare, domnule primar. Sau trotuare, ai dreptate. Să poată merge copiii pe jos, acasă. Și venea copilul tău de la Ludaș pe jos până la Balcan, dacă era trotuare. Păi eu am mers până la Frumos. Da, foarte bine. Deci eu m-am interesat microbus cumpăr din bugetul local. Trebuie plătit, achitat și în 2 ani de zile face comanda și în termen de 2 ani de zile vine microbus. Care vrea să știe. Păi de 2016 l-aveam de bun. În 2016 erai copil. Da, eram consilier, domnul. Nu lăsați mișto urme. Dar erai copil. Eram consilier. Mai aveți sau poți să-i dau cuvântul? Legat tot de microbus. Păi dacă e legat tot de microbus. Colega mea zic că oricum durează ca să achiziționăm, ca să facem proiectul, ca să ajungă aici. Hai să încercăm să închiriem un microbus. Să știți că nu costă foarte mult. Eu m-am interesat. Da. Pot spune că ne-ar ajunge cam un an școlar, 9 luni de zile, cât ar trebui să circule, undeva la vreo 90 de mii până într-o 100 de mii total. Și nu ne trebuie să plătim nici șofer, nici reținere, nici nimic. Da. Cam pe acolo ar fi. Undeva la 500 de lei pe lună. La kilometru, nu? Nu, 500 de lei pe, 500 de lei pe lună, da. 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 Să ne facă cursele undeva două dimineața, două la prânz. 500 de lei pe zi? Nu pe lună, pardon, am pe zi, am greșit. Vreo 2500 pe lună. Deci microbuzul, acum dumneavoastră știți, microbuzul școlii face un drum de Buzău în fiecare zi. 200 și ceva. Dar am descongestionat. Deci cu 500 de lei nu-ți face nimeni. Cu 5 milioane se ducă până la Buzău și înapoi. Dați bani, eu am bani din găsit, dați-le bani. Dați bani din găsit, am căutat. Am întrebat cât ne-ar costa să facă două dimineața, două la prânz. Atât o cer. O curse, nu? Două curse dimineața, două. Pentru că celelalte le avem pe ale noastre, domnul primar, ca să putem să ne mai descongestionăm puțin. Că noi avem cu ce transporta, nu că n-avem. Dar faptul că nu un cap, toți în autobuz, se prelungește. Hai să vedem ce bani. De asta nu-i vrei. Pro la buget, nu vrei. Nu vrei să cumpărăm un microbus în prisul la buget. Normal că asta ne dorim, clar, dar până cumpărăm, asta e ca o. Nu luați ca o... Se la primarul. Da. Dacă... Poate mai bine dacă achiziționăm unul. Atunci... Dacă era la mâna a doua, dar nu avem voie primarul. Deci că fără la mâna a doua, găsirea. Nu, dar nu e vorba de... Nu, cred, dar nu avem voie să achiziționăm la mâna a doua. La 5-4 zile ne-am cramponat la 5, la 8 milioane la copii, la anul nou și acum putem, dar tot pentru copii. Microbuzul care l-avem la consumă, am încălcat, eu trebuie să vedem. Nu vezi și la Logan, nu vezi să facem așa cu noi care au apărut, stai jumătate de ani. Doar până la urmă cât din jur din... Ia gândiți-vă că nici o sumă nu-i mare și nici nimic nu-i un sacrificiu, având în vedere și gândiți-vă la copiii cei de clasa 1, de la pregătitoare cu mânuțele când ies în frig și stau câte o jumătate de oră. Gândiți-vă la asta și atunci eu zic că o să găsiți o sumă să puteți închiria. Găsim soluții și găsim sigur. Sigur, asta zic. Vezi și stau și tăiem din altă parte și mai amânăm la buget, poate să găsim o soluție. Dar și până la buget discutăm. Și trei zile mult, acum și vine frigul. Vă rog frumos să găsiți o soluție. Nu-i vorba de anul meu, că mai eu îl duc, nu-i dai, văd pe ce am sărătuțe. Mai sunt discuții? Mai aveți discuții? Bine. Mulțumim, declarăm ședința închisă.